Salutare toată lumea, eu sunt Plan și bine m-am găsit la un episod din seria de Akhenator. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like, să dați noi cât mai multe like-uri și să lăsați în comentarii sugestii pentru ce ați vrea voi să caut. Și astăzi m-am gândit să caut tot două persoane, adică îl voi căuta pe Eminescu sau voi încerca să-l caut pe Eminescu și pe Epic Shorty. Deci hai să-i dăm drumul cu Eminescu. Deci Eminescu nu este un gamer, nu este fată Eminescu, a trăit în România, dar hai să te întrește, nu este muzicant, nu este youtuber, nu are nicio treabă cu sporturile, nu este politician, a avut un telefon, are un telefon, nu știu, dar atunci nu era internet, da, este mort. Nu este actor. Nu. Este o figură, așa, o persoană religioasă? Nu. Nu se înseamnă writer. Cred că scriitor, da. Nu știu ce înseamnă story. Dar pun da. Nu. Nu știu unde a studiat. Nu știu ce treabă are cu 12 ani, deci spun nu. Este poet. Da, adică... Stai, da. Mihai Eminescu, poet. Ok, l-am găsit pe Eminescu. Da. Ok. Play again. Stai. Și dacă vreți să ne întâlnim pe live, o puteți face sâmbătă și duminica la ora 15. Deci la ora 15. Atunci va începe live-ul. Acum, Epic Shorty. Este fată? Nu, nu este fată. Este din România, este gamer, nu știu dacă are vreun frate, nu face video cu Minecraft, nu este din infinit, nu știu dacă este vreun membru la vreun club, nu. Da, este faimos din cauza asta, nu joacă FIFA, așa am văzut eu. Nu este din cauza GTA 5 faimos. Ups. Nu. Este un caracter din Harry Potter și Goblet of Fire. Nu. Epic Shorty. Nu. Este un fel de tricou, nu? Shorty. Le spun da, că am văzut care erau mai multe. Nu știu dacă îi plac jucăriile, probabil. Nu arată ca un animal. Are o relație bună cu caracterul lui. Nu știu, mă. Spun da, hai să zic. Nu știu dacă a jucat FNAF. Nu are mașină. Este youtuber, da. Nu. Nu are 40 de ani. Nu cred că a făcut chestia asta. Nu. Nu. Nu cred că o găsește. Epic Shorty. Nu Zapi TV, mă. L-a găsit pe Zapi TV, nu vrea. No. Dăm din nou play. Ok, pe cine să mai căutăm, bă, noi? Că deja am căutat. Nu știu. Hai să căutăm pe cineva mai important, așa. Un erou, de exemplu. Hai pe Batman.
nu este femeie. Nu. Da, hai să zicem că are 40 de ani. Batman este mort. Nu știu. Nu este real. Nu este rău. Nu este diabolic. Are puteri magice. Are două picioare. Nu? Da. Merge pe două picioare. Părul este lung? Nu. Părul este negru? Nu. Este din spațiu sau ceva de genul s-ar traduce? Nu. Nu. Are păr? Păi nu cred, probabil că nu. Nu. A jucat în Harry Potter? Nu. Da, luptă, se luptă. Nu este din cartoon, poate vreau să zic din Cartoon Network, nu. Este dintr-un joc video. Da, este și în jocul video. N-are ce legătură cu League of Legends. Poți să controlezi caracterul? Nu. 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 Luptă cu o sabie. Păi, alea nu sunt săbii, deci nu. Gliriețe. Nu sunt săbii. Nu. Nu cred că găsești. No. Nu găsești, frate. Nu, sigur nu l-a găsit. Deci clar nu l-a găsit. Pe Batman. Vorago. Habar nu am ce este. Este un munte de piatră. Ok. Cam atunci cu acest episod de Akinator. Eu am fost Florin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!